Ești foarte inteligent, dar trebuie să te exmatriculezi. Nu o trebuie. Vreți? Da? Vreau? Hai să vedem ce tâmpenie ai făcut săptămâna asta. La română. Ai început să te cerți cu profesoara spunând că harap alb e o prostie. Pot să vă demonstrez. Ia zi. Hai să trec direct la problemă. Știu că toată lumea știe pe Fomilă, Gerilă și ăilalți care au nume de parcă au părinți abuzivi. Știți finalul poveștii, nu? Da, și? Deci spânul îl omoară pe harap alb, calul îl omoară pe spân, fata îl salvează pe harap alb și asta e ce ni se predă. Că trebuie să te bazezi pe alții să te scoate din probleme, nu? Da. Aș mai putea să spun că femeia îți pune capul pe umeri, dar la cât de misogini sunt bărbații, sunt sigur că toți se gândesc la același cap. Hai să trecem la următoarea plângere, unde spune că susții că n-ar trebui să existe Mate Info. Da, și încă îmi susțin părerea. De ce? Pentru că am început să învăț informatică singur și n-are nicio treabă cu matematica. Înțeleg că există niște ingineri care au nevoie de matematică avansată, dar în rest pe nimeni nu ajută cu nimic. Matematica te învață să gândești. Doar până într-un punct. Fără supărare, da, există niște limite genetice peste care nu putem trece, oricâtă matematică ar fi în școală. Adică dacă omul e prost, e prost. Și de aia ați renunțat la matematică? Nu. Eu sunt de acord cu matematica de gimnaziu. E vizuală, e logică pentru toată lumea, e aplicabilă în viața reală. Cu integralele și derivatele am probleme. Mă, care îți place informatica? Mi-a plăcut o perioadă, dar m-am plictisit. Am studiat mai mult domeniu și am văzut că informaticienii stau majoritatea timpului pe internet să caute soluții la probleme. Adică? Păi vezi tot timpul pe forumuri. De ce nu merge codul, de ce îmi crapă compul, de ce nu am iubită chiar dacă am salariu mare, nu-i de mine. Dar ție-ți place ceva? Da, îmi place engleza. Și sunt de părere că ar trebui să se învețe obligatoriu. Deci ești ok să ți se impună ce să înveți? Doar cu asta. Cu cât se vorbește mai bine engleză într-o țară, cu atât e mai bogată. Din reacția dumneavoastră văd că nu știați. Și totuși, de ce te-a dat afară? Mi-a zis un coleg că am niște engleză pe la gură, mi-a zis că maică-sa are altceva și am început să ne bată. Bravo! Și la franceză te-a dat afară? Acolo am fost eu nesimțit, o meritam. Păi ce ai făcut? Mi-a sunat telefonul în oră. Hai să trecem prin toate dacă tot am început. La biologie. Ai ceva de adăugat? Nu. Îmi place biologia. Mi-ar plăcea să se poată vedea autopsii. Copile, ești bolnav. De ce? Credeți că dacă un copil ar vedea cum arată plămânii unui fumător, ar mai fuma? Că dacă ar vedea cum arată arterele blocate ale unui om obez, ar mai face exces de zahăr? N-ai cum să le ceri oamenilor să facă ceea ce e mai bine pentru ei. Știu. Oricum oamenii fac doar ce le place, chiar dacă regretă mai târziu, dar măcar poți să-i informezi. La geografie, ai ceva de adăugat? E bună până într-un punct, dar trebuie să știm toate capitalele și toate râurile, că de-aia avem Google Maps. Și aici istoria e întrefăcută, că există Wikipedia, nu? Ba da, dar n-ar trebui să știm toate bătăliile din lume, cine cu cine s-a bătut. În schimb, ar trebui să știm de ce suntem capabili ca oameni. Adică? Horea și Cloșca au fost trași pe roată, dar nu scrie nicăieri câtă durere trebuie să fi suferit atunci când le-au fost sparte mâinile și picioarele și apoi pieptul cu un ciocan. Aia nu scrie nicăieri. Dacă am ști de câtă oră suntem capabili, cred că ne-am înțelege mai bine. Ce alte materii mai trebuie predate obligatoriu? Zi. Fizica. Dar materia aia nu trebuie tocită, trebuie înțeleasă, altfel e degeaba. Păi conform teoriei tale, unii sunt proști, deci nu o să înțeleagă niciodată. Dacă un copil nu înțelege, nu e numai vina lui. Adică e vina profesorului că sunt unii proști, nu? Nu la asta mă refer. Problema e că nu avem laboratoare bine puse la punct. Sunt anumite licee care sunt foarte bine pregătite, dar sunt școli de la sate, școli din orașe mai mici, în care se predă doar teorie. Și fizica și chimia sunt materii care trebuie făcute practic, trebuie înțeles din experimente. Dar dacă școlile nu au buget pentru asta, cum e vina lor? Dar nici nu zic că e vina lor, problema e undeva mai sus, la conducere, dar nu e numai vina elevilor. Sunt mii de elevi care spun, la ce îmi trebuie mie școala? Nu ți se pare că ei renunță intenționat la educație? Normal că renunță la educație când nu există multe meserii care să îi plătească bine. Dacă totul merge pe combinații și pe nepotisme. Școala nu te învață, nu te pregătește pentru viața reală. Bine, în schimb, că învățăm latină. Latina stă la baza limbii române. Da, dar și daca. Și nimeni nu le mai vorbește. Mai ai alte probleme? Că văd că doar te plângi, fără să oferi soluții. Eu nu am soluții, dar au alții.
Finlandezii scot cei mai bine pregătiți elevi din Europa și nici nu le dau temă pentru acasă. Și ce? Vrei să schimbăm sistemul peste noapte? Clar nu! Ar fi haos! Dar ar trebui să recunoaștem că avem un sistem prost și să copiem un sistem bun. Oricum copiem deja tot ce se face afară. Muzică, seriale, videoclipuri, provocări pe YouTube, glume de stand-up, inclusiv acte întregi pe care le bagă oamenii la România Au Talent. Sunt români care profită de faptul că toată lumea știe engleză și doar copiază ceva de afară, îl traduc în română ca să pară original. Nici nu știu ce să mai zic. Mai ai alte obiecții? Legate de școală? Da. Aș scoate religia, muzica, desenul și educația fizică, pentru că asta oricum ar trebui să le facă oamenii când vor ei sau cu prietenii lor sau acasă. Decât să ai materii de umplutură ca să destreseze elevii, mai bine mai reduci din alea inițiale. Și aș păstra logica, pentru că sunt 23 de mari erori de logică pe care toată lumea le face. Și alea ar trebui învățate, nu propoziții de genul dacă, atunci bei și prostii de genul. Atât? Legat de noi, ca români, nu știu ce să zic. Avem la fel de mult potențial ca orice altă țară și avem la fel de multe defecte. Problema e că nouă ne place să ne lăudăm singuri și să ne dăm mari, în loc să devenim mari și să ne laude alții. Dacă am fi cu adevărat sincer, ne-am uitat în oglindă și am recunoaște că avem defecte. Atunci când trebuie să recunoști că ești imperfect, te doare, te simți incomod, știi? Deci adevărata întrebare e, vrei cu adevărat măreție și îți accepți responsabilitatea? Sau aștept să te salveze calul?